aflăm la capitolul 11 din Mărturisirea de credință, capitolul care ne vorbește despre justificarea prin credință. Și în această seară vom parcurge doar primele două puncte din Mărturisirea de credință pe această temă. Tema fiind într-adevăr vastă și dificilă și primele două puncte au, cred că, o bogăție suficientă pentru noi în această seară. În primul rând, aș vrea ca să începem prin a sublinia importanța acestei doctrine a justificării prin credință. Această doctrină este esența credinței creștine. Această doctrină, într-un cuvânt, este Evanghelia. Dacă nu avem o înțelegere corectă a justificării, a felul în care omul poate să ajungă din nou într-o relație corectă, dreaptă, cu Dumnezeul său, nu avem nimic. Nu avem nimic. Am golit religia creștină de orice putere, de orice semnificație și am rămas doar cu forme, și am rămas doar cu obiceiuri, și am rămas doar cu tradiție. Luther spunea că doctrina justificării doar prin credință este doctrina pe care biserica ori stă în picioare, ori cade. Dacă nu înțelegem această doctrină, bisericile pot fi pline, ele sunt moarte. Dacă nu credem această învățătură a Scripturii, biserica a căzut. Calvin spunea că doctrina justificării prin credință este balamaua pe care se mișcă tot, pe care se învârte tot, toată instituția bisericii, toată teologia creștină este ancorată în această balama, în acest punct. De fapt, felul în care înțelegem justificarea, și anume cum un om ajunge să fie socotit, neprihănit de Dumnezeu, cum un om care nu este neprihănit, un om care este păcătos, un om care merită condamnare, ajunge ca să fie socotit neprihănit de Dumnezeu, să fie împăcat cu Dumnezeu, să fie într-o relație corectă, în părtășie cu Dumnezeu, felul în care înțelegem această realitate va impacta absolut totul din teologia și din practica creștină. Dacă mergi într-o biserică din ziua de astăzi și discuți cu ei despre justificare, în termeni laici, în termeni uzuali, și afli ce cred ei despre acest subiect, despre această doctrină, va fi evident după aceea care va fi practica lor, care va fi teologia lor în alte domenii a bisericii. Pentru că este această învățătură care va da tonul pentru tot ceea ce fac ei. Această învățătură va da tonul pentru felul în care predică, pentru felul în care evangelizează, pentru felul în care disciplinează sau nu disciplinează, pentru felul în care se organizează. Este postamentul pe care practica și credința creștină este construită. Mărturisirea începe vorbind despre extensia justificării. La cine se aplică această justificare? Despre cine vorbim când vorbim despre justificarea prin credință? Și Mărturisirea spune în felul următor: pe aceea pe care Dumnezeu îi cheamă în mod eficient, în mod irezistibil, El îi și justifică. Și automat gândul nostru zboară la Romani 8 cu 30, pentru că limbajul acesta răsună cu nuanțe din acel pasaj. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, i-a justificat. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Și avem aici predestinarea celor aleși, chemarea celor aleși și apoi justificarea, socotirea aleșilor ca și neprihăniți. Observați lanțul acesta care nu poate fi rupt. Cei pe care i-a hotărât, pe aceea i-a chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit
neprihăniți. Iar cei care au fost socotiți neprihăniți de Dumnezeu au fost glorificați, au și fost glorificați. Nu există oameni chemați care să nu fi fost hotărâți. Oameni care n-au fost aleși, dar totuși sunt chemați. Și nu există oameni aleși și chemați care să nu ajungă justificați. Și nu există oameni chemați, aleși și justificați care să nu ajungă glorificați. Toată doctrina mântuirii în totalitate, de la predestinare la glorificare, da? Predestinare, chemarea eficientă, perseverarea în har și glorificarea, toate sunt cuprinse în acest verset. De fapt, acest verset, dacă ar fi singurul în Scriptură, ar fi suficient pentru a apăra cu desăvârșire sistemul soteriologic reformat. Da? Avem aici toate elementele necesare. La fel, vedem, mi se spune din aspectul acesta, că toată mântuirea și toată justificarea este un dar, un har care este dat în mod liber de Dumnezeu. Dumnezeu este cel care face toate aceste lucruri. Da? Dumnezeu este cel care alege, Dumnezeu este cel care cheamă, Dumnezeu este cel care justifică. În toată mântuirea, Dumnezeu este cel care lucrează în mod eficient și în mod liber și totul este un har din partea lui. Roman 3:24, Apostolul Pavel ne spune: ei sunt îndreptățiți fără plată, vorbim aici despre justificare, prin harul lui, prin darul lui Dumnezeu. Justificarea este un dar de la Dumnezeu, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Deci, justificarea este pentru toți cei ce sunt hotărâți de Dumnezeu și este un dar, un har al lui Dumnezeu în mod liber, care îl dă, îl acordă celor care sunt aleși, celor care sunt chemați și de aceea și sunt justificați de Dumnezeu. Haideți totuși ca să ne uităm un pic mai nuanțat la definiția justificării. Ce anume este această justificare? Mărturisirea începe prin a defini ce nu este justificarea, spunând în felul următor: El, adică Dumnezeu, face acest lucru, adică justifică, nu prin implantarea neprihănirii în ei. Terminologia aici poate va fi străină pentru noi, pentru că trebuie să ținem cont de contextul în care este scrisă mărturisirea și contextul este una unde se răspunde la poziții teologice care erau cumva de facto în ziua aceea și foarte mult din limbajul acesta se împrumută din mărturisirea de la Westminster, care viza în mod deosebit poziția catolică, care de altfel este foarte similară cu poziția ortodoxă în multe aspecte, deși diferită în alte aspecte. La ce se referă când spune că nu prin implantarea neprihănirii în ei? Se referă la faptul că justificarea nu este implementarea unei neprihăniri practice în viața omului. Dumnezeu nu implantează ceva în tine care te face neprihănit în sensul practic din acea zi. Altfel spus, Dumnezeu nu te face să fii neprihănit practic prin justificare. Nu lucrează în tine prin justificare sfințenie în așa fel încât s-ar putea să se spună de un observator, fie el Dumnezeu, fie el oricine, că ești neprihănit datorită acestui act al lui Dumnezeu. Ce este atunci justificarea? Dacă ne-am uitat la aspectul negativ, ce nu este justificarea? Ce este justificarea? Mărturisirea spune: ci prin iertarea păcatelor lor și prin a-i considera și accepta ca neprihăniți. Două elemente sunt subliniate pentru noi în a defini termenul acesta de justificare. În primul rând, iertarea păcatelor și în al doilea rând, a fi considerat neprihănit. Două elemente care sunt cumva distincte. Ele au similarități, dar au și diferențe și deosebiri care sunt foarte importante. Da? Trebuie să înțelegem ce înseamnă. A. Hodge spune în felul următor: justificarea este
pur un act judiciar al lui Dumnezeu ca și judecător, prin care El iartă toate păcatele credinciosului și îl socotește, îl acceptă și relaționează cu El precum cu un neprihănit în ochii legii divine. Da? Deci este iertarea greșelilor sau declarația de iertare a greșelilor și relaționarea, poziționarea față de cel păcătos precum ar fi neprihănit. Și vom vedea exact cum se realizează aceste două aspecte. John Murray spune în felul următor: faptul că justificarea nu înseamnă să faci pe cineva în mod practic sfânt sau drept ar trebui să fie aparent. Când justificăm o persoană, nu facem ca acea persoană să fie bun sau drept în practic. De exemplu, când cineva apropiat ție greșește cu ceva sau este acuzat de o greșeală și tu îl justifici, iei apărarea, justificarea care tu o aduci sau care tu o declari, nu face pe acea persoană să fie în faptă, în mod faptic, drept sau nedrept. Este o declarație a ta. Când un judecător justifică sau socotește drept, spune Murray, pe o persoană acuzată, el nu face ca acea persoană să fie în mod practic, în mod real, drept. El doar pur și simplu declară că după judecata lui, persoana aceea nu este vinovată de acuzație și că este drept în relație cu legea relevantă la acel caz. Într-un cuvânt, spune Murray, justificarea este pur și simplu o declarație, o pronunțare asupra relației persoanei în cauză vis-a-vis de legea care judecătorul este dator să o aplice. Trebuie, spune Murray, să lăsăm Scriptura să interpreteze Scriptura. Și întrebarea la care trebuie să răspundem este dacă atunci când Scriptura vorbește despre justificare, se referă la acest înțeles natural, normal al cuvântului. Și răspunsul este veritabil că Scriptura folosește cuvântul justificare în acest sens natural. Adică în același sens în care l-ar folosi un tribunal, un judecător sau în care l-ai folosit tu când spui că te justifici. Altfel spus, faci o declarație despre starea unui lucru. Nu schimbi în mod faptic starea acelui lucru. Justificarea este o declarație judiciară, forenzică, care nu schimbă natura noastră sau starea noastră faptică. Schimbarea se produce tot de Dumnezeu și va fi produsă de Dumnezeu prin alt act, dar nu prin actul justificării. Regenerarea, spune Murray, este o lucrare a lui Dumnezeu în noi, pe când justificarea este o declarație a lui Dumnezeu despre noi. Sunt două aspecte distincte care, din păcate, de multe ori sunt amestecate și neînțelese. Trebuie păstrată această distinție dintre justificare, care este declarația lui Dumnezeu despre tine, și regenerare sau sanctificare, sfințire, care este o schimbare faptică a stării tale. Când ești regenerat, când ești născut din nou, când ești sfințit de Dumnezeu, se schimbă starea ta. Când ești justificat, se dă un decret despre relația ta vis-a-vis de legea lui Dumnezeu și relația lui Dumnezeu vis-a-vis de tine. Distincția aceasta este prezentată foarte frumos în Catechismul Baptist de la 1689, care spune în felul următor, la întrebarea 36, întreabă ce este justificarea. Și răspunsul este, justificarea este un act, ceva punctual, a harului liber al lui Dumnezeu, prin care ne iartă de toate păcatele noastre și ne acceptă ca și fiind neprihăniți în ochii lui, doar datorită neprihănirii lui Hristos, imputată nouă și primită doar prin credință. Iar la întrebarea 38, ni se spune în felul următor, ce este sanctificarea, ce este sfințirea? Și ni se spune în felul următor, sanctificarea este lucrarea, deci nu mai este un act, nu mai este ceva punctual, este ceva continuu, o lucrare a harului liber lui Dumnezeu. Vedeți că baptiștii reformați sunt foarte obsedați despre libertatea lui Dumnezeu. Arminienii sunt foarte obsedați despre libertatea omului,
Ca nu cumva cineva să constrângă pe om și noi, baptiștii reformați, suntem foarte obsedați ca nu cumva cineva să se atingă de libertatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Nu vă îndeamnă și firea care este mai corect. Mie îmi spune că aș vrea ca să fiu de partea a proteja libertatea și suveranitatea lui Dumnezeu și nu a omului, a creatorului și nu a creaturii. Deci, revin. Justificarea este un act, ceva punctual a harului liber, iar sanctificarea este o lucrare continuă a harului liber prin care suntem reînnoiți în întreg omul, în toată ființa noastră, după chipul lui Dumnezeu și suntem împuterniciți din ce în ce mai mult să murim față de păcat și să trăim în neprihănire. Una este punctuală și vizează o declarație a lui Dumnezeu și alta este continuă și vizează o schimbare, o lucrare a lui Dumnezeu în viața ta, în ființa ta, încât să transforme în mod faptic starea ta. Odată prin regenerare și apoi în mod continuu prin sfințirea care o lucrează prin Duhul Sfânt. Da? Devenim din ce în ce mai mult precum Mântuitorul nostru. Trebuie neapărat să avem această definiție completă a justificării. Și unde intră această bucată în procesul de mântuire. Și ați observat faptul că mărturisirea sublinează aceste două aspecte în justificare. Pe de o parte iertarea și pe de altă parte a fi socotiți neprihăniți. Și le sublinează în mod corect pentru că sunt distincte. Nu sunt același lucru. Deși cred că mulți dintre noi le-am preluat ca și fiind același lucru. Dacă am fost socotiți neprihăniți, e tot pachetul. Am fost iertați. Asta contează, da? Biblia cred că vorbește într-un fel mai complex, mai bogat despre această realitate. James White spune în felul următor: dacă justificarea amputată, transferată credinciosului, ar fi doar o simplă iertare a păcatelor, atunci am fi lăsat într-un punct neutru, fără ceva pozitiv de a prezenta înaintea judecătorului, fără a putea merge înaintea lui Dumnezeu și a spune: uită faptele bune, uită lucrurile bune, uită o neprihănire, o ascultare. Am putea spune doar că toată neascultarea noastră a fost iertată și am fi în punctul neutru. Ca să înțelegem acest aspect, trebuie să definim în mod corect neprihănirea. Neprihănirea nu înseamnă doar iertat de păcate. Dacă justificarea ține de o declarație de vinovat și nevinovat, ăsta este un prim aspect al justificării, față de legea lui Dumnezeu, neprihănirea, care face parte din justificare, din declarația lui Dumnezeu, ține de o stare față de lege, ține de o împlinire față de lege. Nu ține doar de a fi iertat pentru încălcările legii. Câteva texte din Sfintele Scripturi care ne-ar putea ilumina. Roman 4, de la 1 la 8. Și atunci ce vom spune că a câștigat strămoșul nostru Avram? Pentru că dacă Avram a fost îndreptățit prin fapte, atunci are motive de laudă. Însă nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce spune Scriptura? Avram l-a crezut pe Dumnezeu și acest lucru i s-a socotit dreptate, neprihănire. Plata unui om care lucrează nu este considerată ca un dar, ci ca un lucru care este datorat. Însă celui care nu lucrează și se încrede în cel care îl îndreptățește pe cel neevlavios, credința îi este socotită ca neprihănire. Tot așa spune și David când vorbește despre fericirea omului pe care Dumnezeu îl socotește drept, fără fapte, ferice de cei ale căror nelegiuiri sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite, ferice de omul căruia Domnul nu-i ține seama vina. Dacă vă uitați cu atenție, puteți observa și în acest pasaj că aceste două aspecte, deși sunt cumva la pachet, sunt totuși distincte. Există un aspect al iertării și există un aspect al socotirii ca neprihănit, a unei neprihăniri active. Există o muncă a împlinirii legii care trebuie să fie desăvârșită. Avram trebuia să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Toți oamenii trebuie să asculte de poruncile lui Dumnezeu, să împlinească legea lui Dumnezeu.
Și nici unul dintre noi nu a împlinit legea lui Dumnezeu. Oricare om este falimentar în această activitate de a împlini legea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi un om care a împlinit toată legea, atunci i s-ar datora acea răsplată, n-ar mai fi un dar. Cum atunci primește omul această răsplată dacă nimeni nu a împlinit toate cerințele? Textul ne spune că această răsplată se primește prin faptul că este socotit neprihănit prin credință. Ce înseamnă aceasta în acest context? Înseamnă că este considerat precum ar fi îndeplinit acele cerințe. Înseamnă că toate aspectele legii negative au fost iertate, toate încălcările noastre, și toate cerințele legii pozitive au fost împlinite și socotite. Avram a fost considerat precum ar fi înfăptuit acel fapt care s-a cerut, deși nu l-a înfăptuit. Dumnezeu a rezolvat problema, da? Dar prin credință i s-a creditat înfăptuirea. Prin credință ni se creditează nouă înfăptuirea legii în mod pozitiv, în sensul că am trăit în mod desăvârșit după porunca lui Dumnezeu. Și prin credință ni se iartă încălcarea legii, toate aspectele negative. Apostolul Pavel spune în Filipeni 3, de la 8 la 9, în felul următor: ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El. Nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și din nou se vorbește aici despre neprihănire în două feluri, despre două feluri de neprihănire. Una care o dă legea. Cum o dă legea? Prin împlinirea ei, prin ascultarea de lege. Este o neprihănire practică, faptică, prin împlinire care legea o cere și care Apostolul Pavel spune că este necesară și care spune că într-o oarecare măsură omul care caută să asculte de lege o are, dar nu într-o măsură desăvârșită. A doua neprihănire sau al doilea fel de a gândi despre neprihănire, ne spune Apostolul Pavel, este o neprihănire care o dă Hristos. Cum o dă Hristos? Hristos o dă prin împlinirea legii. Hristos a împlinit toate cerințele pozitive ale legii. Cea mai mare poruncă a legii e să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu toată puterea ta. Nici unul dintre noi n-a împlinit această poruncă decât Hristos. Și am putea enumera toate poruncile pozitive. Fă aia, fă aia, fă aia, să fii așa, să gândești așa, care nimeni în afară de Hristos nu le-a împlinit. De asemenea, Hristos n-a încălcat niciuna dintre poruncile lui Dumnezeu. N-a făcut nimic să meargă împotriva naturii și caracterului și slavei lui Dumnezeu, pentru că El este slava întipărită a lui Dumnezeu. Cum ajung aceste aspecte care sunt în Hristos, această lucrare făcută de Hristos, această neprihănire care este în Hristos, cum ajunge ca să fie a mea, spune Apostolul Pavel, prin credință. Neprihănirea aceea imperfectă, neprihănirea aceea care nu rezolvă nicio problemă, este lepădată și prin credință se ia, se atribuie o neprihănire desăvârșită a lui Hristos. Ați observat faptul că neprihănirea despre care vorbește Apostolul Pavel este mai mult decât doar iertare, este o împlinire a dreptății. Este ceva mai bogat, mai complex. Într-un cuvânt am putea spune că justificarea conține și iertarea pentru neascultare față de Dumnezeu, pentru neascultare față de legea divină, dar și primirea sau și răsplata ascultării față de lege. Dumnezeu nu ne privește pe noi cei justificați doar ca unii oameni care sunt într-un punct neutru și pur și simplu am fost iertați de greșelile noastre. Dumnezeu ne privește prin lentila vieții Domnului Iisus Hristos,
și ne vede niște oameni iertați și niște oameni neprihăniți. Își găsește plăcerea în noi. Noi am devenit prin viața și moartea Domnului Iisus Hristos, care a luat asupra Lui păcatul nostru, neprihănirea Lui Dumnezeu. Lucrul acesta este important să înțelegem. Ambele aspecte fac parte din acest păcat. Iertarea, cât și neprihănirea completă, neprihănirea ascultării. Care este temelia sau baza acestei justificări? Și cred că deja ați intuit lucrul acesta, pentru că este imposibil să nu vă dați seama din mărturisire și din restul Scripturii, din peste tot din Scriptură. Care este baza? În bază la ce suntem justificați? Mărturisirea spune în felul următor. Și aceasta, adică justificarea, tot ceea ce presupune justificarea, nu datorită vreunui lucru din ei, din credincioși, s-au făcut de ei, ci numai datorită Domnului Iisus Hristos. Altfel spus, omul nu contribuie nimic la justificarea sa. Omul nu are nici o contribuție. Cred că versetul care sumarizează poziția noastră pe acest subiect cel mai clar este Roman 3:28. Căci noi credem că un om este îndreptățit prin credință, fără faptele legii. Noi nu credem că contribuim ceva. Noi credem că sunt fapte care contribuie ceva la această declarație a lui Dumnezeu. Faptele bune nu intră în această ecuație în niciun fel. De fapt, nici credința nu este ceva produs de om ca să poată omul să spună că este datorită credinței lui. Dumnezeu face această declarație, Dumnezeu face acest act de justificare. Efeseni 2, la versetul 8, la versetul 9 ne spune în felul următor, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Întreaga temelie, toată baza în care suntem justificați, este Domnul Iisus Hristos. În cele din urmă, ispășirea are de-a face nu doar cu justificarea noastră, cum suntem noi declarați drepți, dar și cu justificarea lui Dumnezeu. Cum poate un Dumnezeu sfânt să arate favoare unor păcătoși? Cum poate un Dumnezeu sfânt să treacă cu vederea peste păcat? Să spună drept celui care este nedrept? De fapt, cred că asta este întrebarea mai pertinentă. Cum poate Dumnezeu să ne justifice pe noi și totuși El să fie justificat, El să fie drept? Pavel ne spune în Roman, capitolul 3, în felul următor, în versetul 25, pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire ca dovadă a dreptății sale, căci trecuse cu vederea păcatele săvârșite în trecut, în vremea îngăduinței lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, în așa fel, și acum ajungem la esența problemei, în așa fel încât El să fie drept și să-L îndreptățească totodată pe cel ce are credință în Iisus. El să fie drept, dovedit drept, nimeni să nu poată să aducă acuză împotriva lui Dumnezeu că ar fi nedrept și totuși să se uite la tine și să spună tu cel păcătos și eu cel păcătos neprihănit. Iertat de orice păcat, considerat un împlinitor total al legii lui Dumnezeu, perfect în toate cerințele lui Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu să fie dovedit drept și totuși să-mi spună mie cel nedrept că sunt drept, să declare despre mine că sunt drept? De aceea doctrina ispășirii particulare, care este o doctrină a ispășirii substitutive, penale, este așa de importantă. Dumnezeu a hotărât să mântuie dintre oamenii căzuți în păcat. Să privească la ei, să privească la noi și în ciuda vinovăției noastre să ne declare nevinovați. Mai mult, să ne adopte și să ne dea toate beneficiile unor fii, noi care, în fapt, suntem niște păcătoși, niște condamnați. Dar cum poate un judecător drept să facă lucrul acesta?
care este temelia legală care îi permite să facă lucrul acesta, fără ca el să fie nedrept. Hristos stă în locul vinovatului și plătește prețul pentru păcatele comise, iar acum suntem iertați, și îndeplinește o neprihănire deplină și acum suntem mai mult decât iertați. Acum favoarea lui Dumnezeu nu se revarsă nici măcar pe o ființă neutră, ci pe o ființă iubită în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, pe o ființă în care Dumnezeu își găsește plăcerea prin intermediul Fiului Său. Așa avem noi favoarea lui Dumnezeu și totuși El rămâne drept. El rămâne mai mult decât drept, El rămâne plin de har. Este precum ai avea doi judecători. Unul dintre ei, care e un judecător bun, un judecător cu multă experiență, într-o zi intră copilul în sala de judecată. Se uită la dovezi, aude argumentele și este clar că fiul este vinovat. Dar, așa ar spune unii eretici, de exemplu Stephen Furtick, care este foarte popular în state, acum spune că Dumnezeu își încalcă legea din dragoste pentru tine. Dar acel judecător ar spune, pentru că îl iubesc, totuși am să-l declar nevinovat. Asta nu este Dumnezeu. Dumnezeu este un alt judecător. Dumnezeu este judecătorul în care intră inculpatul, intră cel vinovat, privește la el și spune, pentru că am hotărât să-l iubesc, cobor de aici, dau jos haina de judecător, cobor jos în sală, plătesc prețul care trebuie să-l plătească inculpatul, sufăr consecințele și odată ce s-a achitat dauna penală, îl declar nevinovat și rămâne drept judecător. Asta a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a coborât din slavă în persoana Domnului Iisus Hristos, s-a întrupat, a luat asupra Lui carne și oase și a stat în locul nostru și ne-a reprezentat și s-a revărsat asupra Domnului nostru Iisus Hristos absolut toată mânia, toată dreptatea lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu a putut să privească la mine și la tine și să spună drept și să rămână drept, ba mai mult să rămână un Dumnezeu plin de har. Care sunt problemele cu doctrina ispășirii generale? Care de cele mai multe ori nu doar că nu acceptă faptul că Dumnezeu a hotărât ca Hristos să moară în mod particular pentru anumiți oameni, dar în mod inevitabil duce la o negare directă sau indirectă a acestei ispășiri substitutive, a faptului că Hristos a stat în locul cuiva, a stat în locul unor oameni, a luat asupra Lui ca și substitut păcatele lor și le-a transferat lor neprihănirea Lui. Dacă Hristos a plătit prețul păcatelor pentru toți oamenii, fără excepție, și a câștigat favoarea Tatălui pentru toți oamenii, fără excepție, atunci Dumnezeu ar fi nedrept în direcția cealaltă să pedepsească oamenii a căror păcate au fost iertate și care au neprihănirea lui Hristos. Dar pentru că Hristos a murit substitutiv și a câștigat justificarea unor anumiți oameni, Dumnezeu este drept să-i declare pe ei justificați și să treacă cu vederea peste ceilalți, care sunt pe drept condamnați, sunt pe drept vinovați. Dacă am spune, de exemplu, că există această condiție a credinței și pocăinței și pe această bază omul este responsabil și Dumnezeu aplică această iertare, atunci avem până la urmă tot o mântuire prin fapte. Pur și simplu să coboară ștacheta și spune Dumnezeu, știu că nu puteți împlini toată legea, știu că nu puteți ca să fiți desăvârșiți, știu că nu puteți ca să împliniți toată dreptatea, schimb toată cerința legii divine cu această singură cerință. Faceți acest lucru și este suficient. Doar să crezi și să te pocăiești din propria inițiativă, din propria putere,
și Dumnezeu va socoti că este suficient. De obicei, așa ceva dă naștere la o mântuire ușoară și ieftină. Și ironic este că mișcarea care este atribuită calvinismului, care n-are nicio treabă cu calvinismul, odată mântuit pentru totdeauna mântuit, vine exact de aici. Se coboară ștacheta și spune Dumnezeu nu mai cere toate lucrurile acelea care le-a cerut. Standardul lui Dumnezeu nu mai este infinit de sfânt. El cere doar acest lucru, să ridici o mână, să ridici o rugăciune. Și dacă ai înfăptuit acel lucru, pentru Dumnezeu este suficient. Dumnezeu are aceleași cerințe care le-a avut întotdeauna. Ascultare desăvârșită. Ascultare perfectă. Ascultare în toate lucrurile. Așa este important să înțelegem că justificarea noastră are ca și temei lucrarea Domnului Iisus Hristos și nu ceva ce noi am înfăptuit. Neprihănirea Domnului Iisus Hristos și nu vreun fapt al nostru sau vreo neprihănire proprie care să contribuie ceva sau să impulsioneze pe Dumnezeu într-un fel. Credința nu este un fapt sau un act generat de noi care îl condiționează pe Dumnezeu sau îl impulsionează pe Dumnezeu ca să facă ceva. Credința este și ea un dar de la Dumnezeu în baza jertfei Domnului Iisus Hristos pentru răscumpărații Lui. Mărturisirea spune despre credință în felul următor. Ei nu sunt justificați pentru că Dumnezeu ar pune aceasta pe seama credinței. Actul credinței sau a oricărui act de ascultare față de Evanghelie, ci ei sunt justificați de Dumnezeu prin atribuirea ascultării active a Domnului Iisus Hristos față de întreaga lege și prin ascultarea sa pasivă în ce privește moartea sa completă și unică. Prin credință ei primesc și se odihnesc în neprihănirea sa. Această credință nu se găsește în aceste persoane prin ele, ci este darul lui Dumnezeu. Să luăm exemplu, care l-am folosit până acum, unui caz judiciar, unde s-a produs o daună. Și să vedem la ce se referă mărturisirea când spune că noi nu suntem justificați pentru că Dumnezeu ar pune aceasta pe seama credinței. Ce vrea să spună mărturisirea este că credința nu este un fapt sau un act sau o faptă cu o valoare echivalentă cu dauna produsă în acest caz. De parcă judecătorul s-ar uita la tot păcatul meu, la toată dauna produsă prin încălcarea legii, la toate crimele mele și apoi s-ar uita la credința care am înfăptuit-o și ar spune: credința ta, acel fapt, valorează mai mult decât toată dauna păcatului tău. Și le pune în balanță și spune: nevinovat. Da, are miliarde de păcate, dar are acest un fapt, un lucru, care este foarte valoros și poate ca să readucă echilibru. Credința, fără obiectul ei, este fără valoare, fără efect. Credința este puternică nu pentru că ea este valoroasă, ci pentru că cel care este obiectul credinței este valoros, Domnul nostru Iisus Hristos. Revenim la Romani 4 și la cuvintele Apostolului Pavel despre socotirea a omului ca și fiind drept, fiind neprihănit prin credință. Și atunci ce vom spune? Că a câștigat strămoșul nostru Avram. Pentru că dacă Avram a fost îndreptățit prin fapte, atunci are motive de laudă. Însă nu înaintea lui Dumnezeu. Că și ce spune Scriptura, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și acest lucru i s-a socotit neprihănire, i s-a socotit ca și dreptate. Plata unui om care lucrează nu este considerată ca un dar, ci ca un lucru care este datorat. Însă celui care nu lucrează, ci se încrede în cel care îl îndreptățește pe cel neevlavios, credința este socotită neprihănire. Cuvântul cheie din acest pasaj este cuvântul socotit. Dacă credința ar fi o faptă, o acțiune umană, care are o valoare așa de mare încât merită iertarea, argumentul apostolului Pavel nu mai face niciun sens. Dar credința nu este ceva care generează vreun merit, este ceva care accesează, care aplică un merit,
meritul care provine de la obiectul credinței, de la Domnul Iisus Hristos. Credința precum neprihănirea este străină credinciosului, este din afara credinciosului. Neprihănirea credinciosului nu provine din el. Este neprihănirea lui Hristos, care se socotește ca și fiind a lui. Dar odată aplicată lui, este a lui, legal vorbind. Da? Și în final, practic, la glorificare va fi a lui. De asemenea, credința nu provine din credincios, nu inițiază din credincios, nu este ceva care credinciosul face. Este un dar de la Dumnezeu. Noi prin har am fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la noi. Dar odată ce este aplicată, odată ce este primită, odată ce este dăruită de Dumnezeu celui răscumpărat, ea este a credinciosului. Există o distinție elementară care trebuie înțeleasă între cine plătește pentru un lucru, cine produce acel lucru și cine beneficiază de acel lucru. Care, în mod normal, în viața de zi cu zi, înțelegem aceste distinții. Dar când vine la mântuire, se pare că pierdem firul. Dacă cineva, de exemplu, ar vedea-o pe Anca, pe stradă, la volanul mașinii și ar întreba-o, e mașina ta? Și ar spune, da. A, deci tu ai produs-o, tu ai fabricat-o. Nu, cei de la Volvo au fabricat-o, uite, sigla tot. A, ok, înseamnă că tu ai plătit-o. Nu, Mihai mi-a cumpărat-o, a fost un cadou. A, și totuși e mașina ta, da. Și nimeni n-ar spune că Anca gândește greșit sau aberant despre lucrul acela. De ce? Pentru că eu am plătit mașina, cei de la Volvo au construit mașina și odată ce i s-a dăruit ei, este mașina ei și ea este beneficiarul acelor lucruri. De asemenea, înțelegeți, cred că, paralelul. De asemenea, faptul că nu noi am plătit pentru credință, pentru justificare, pentru neprihănire, nu înseamnă că odată ce ni se dau nouă, nu sunt ale noastre. Odată ce Dumnezeu ni le dă nouă în dar, ele sunt ale noastre, chiar dacă nu provin din noi, chiar dacă nu le-am achitat noi, chiar dacă nu le-am impulsionat noi. Faptul că nu noi le-am produs, nu înseamnă că nu sunt ale noastre. Important de păstrat această distinție. Important de înțeles, credința este a noastră, pentru că ni s-a dat. Neprihănirea este a noastră, pentru că ni s-a dat. Justificarea este a noastră. Eu sunt justificat. Dar nu pentru ce am făcut eu, ci pentru ce a făcut Dumnezeu prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Când se păstrează această înțelegere completă și corectă a justificării, ca și fiind iertarea greșelilor mele, iertarea păcatului meu împotriva lui Dumnezeu și împlinirea dreptății care o cere Dumnezeu, neprihănirii care o cere Dumnezeu, prin persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, adică prin viața Lui desăvârșită și prin moartea Lui ca și substitut în locul meu și în locul tău, dacă ești un credincios. Și când înțelegem că toate acestea s-au produs, s-au achitat și s-au aplicat în viețile noastre, nu din cauza noastră, nu din meritul nostru, ci din decizia și lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos, din decizia și lucrarea lui Dumnezeu, și înțelegi că totuși eu și cu tine suntem beneficiari. Nu pot decât să spui, aleluia, amin, slavă Domnului pentru această lucrare desăvârșită, completă, a lui Dumnezeu, care nu depinde de mine și totuși eu sunt beneficiarul, este a mea.